Viața l-a pus la grele încercări, însă nu s-a dat bătut. Ajuns la 74 de ani, cunoscutul interpret și compozitor român, maestrul Tudor Gheorghe, a susținut un concert de zile mari la Filarmonica Națională Sergei Lunchevici, într-un spectacol muzical de excepție cu genericul Risipitorul de frumuseți. E primăvară, iarăși primăvară, pe fiecare margini de făgaș, îi scos strămoșii degetele afară, de ghiocei, de crini, de toporași. Provenit dintr-o familie simplă de țărani, dar cu o carieră incomparabilă în spate, maestrul Tudor Gheorghe a încântat mereu cu aparițiile sale scenice și cu vorbele sale alese despre poezie. Cel mai grav lucru din punctul meu de vedere e atunci când cineva încearcă să explice o poezie. În clipa în care încep să explice o poezie, e distrusă. Poezia nu se poate explica, poezia se receptează, poezia se simte. Pentru că dincolo de cuvinte, de multe ori ele neîncăpătoare, în orice limbă ar fi, sunt stările poetice. Meritele sale nu au trecut neobservate pe lângă cei de la Asociația Obștească Ștefan cel Mare, o organizație care tinde să promoveze valorile naționale, patriotice și creștine. Andrei Batăreanu, președintele organizației, și Călin Vieru, fiul regretatului poet Grigore Vieru, au fost cei care i-au înmânat maestrului Tudor Gheorghe insigna de aur, care este medalie de gradul I Ștefan cel Mare. Tudor Gheorghe și-a început cariera încă de la începutul anilor 70, dar ea a devenit fulminantă după 1989. Au nebunit salcâmii de atâta primăvară, umblă despuiați prin cer cu tot sufletul afară.